Războiul se terminase de scurtă vreme, iar imperiile se destrămau rând pe rând, statele naționale creându-se și apărând unul câte unul pe harta Europei, la fel fiind și cazul României. Basarabia și Bucovina semnaseră declarațiile de unire cu regatul, doar Transilvania, rămânând singura provincie istorică ce mai lipsea ca să fie făurită, România dodoloață. Acest moment vine în data de 1 decembrie 1918 la Alba Iulia, unde s-a organizat Marea Adunare Națională și s-a adoptat rezoluția ce a pecetluit unirea pe vecea Transilvaniei cu patria mamă, România. Acest moment unic trebuia să fie imortalizat de fotograful Arthur Bach din Alba Iulia, care însă n-a mai ajuns. Salvarea a venit de la un simplu țăran român pasionat de fotografie, Samuilă Mârza, din satul Galtiu. Acesta tocmai se întorsese de pe front și participa alături de o delegație din satul său la adunarea de la Alba Iulia. Samuilă Mârza vede lumina zilei în anul 1886 în satul Galtiu, în apropiere de Alba Iulia, într-o familie de țărani. Acesta urmează școala generală în sat, liceul terminându-l la Alba Iulia, urmând apoi arta fotografică, fiind instruit la Sibiu. El era un om simplu și modest, o fire inteligentă, muncitoare și cu inițiativă, luând parte la muncile gospodărești, în timpul liber, fotografiind diverse lucruri. Viața tânărului Samuilă se va schimba însă radical. Odată cu anul 1914, când, în urma izbucnirii primului război mondial, este trimis pe frontul austriac din Galiția, din 1916 fiind mutat pe frontul italian. Aici, el continuă a-și practica pasiunea, fotografiind diverse chipuri ale combatanților și aspecte din timpul războiului. În toamna anului 1918, găsindu-se la Trieste, pleacă la Viena împreună cu alți soldați români, unde are loc pe 14 noiembrie 1918 constituirea Consiliului Național Român și sfințirea tricolorului acestuia. Fotograful Samuilă Mârza a fost prezent la acest eveniment și a realizat 3 fotografii istorice. În ziua de 30 noiembrie 1918, din inițiativa Partidului Național Român, se organizează la Alba Iulia o consfătuire care să definitiveze textul rezoluției ce consemna unirea Transilvaniei cu România. Cu o zi mai târziu, au loc slujbele religioase premergătoare Marii Adunări Naționale, iar după acestea, cei 1228 de delegați prezenți s-au strâns în Sala Unirii pentru a vota unirea Transilvaniei cu regatul. După ce toți delegații au votat, s-au validat voturile și mandatele. Vasile Goldiș, un temerar al Marii Uniri, a citit rezoluția Adunării Naționale în fața celor din Sala Unirii. După această citire, într-o atmosferă plină de entuziasm, zâmbete și bucurii, George Pop de Băsești anunță poporului strâns acolo unirea Transilvaniei și Banatului pe veci cu România, acesta fiind ovaționat de zecile de mii de oameni strânși pentru a sărbători fastosul și evenimentul unic. Cu câteva zile înainte de 1 decembrie 1918, Samuilă Mârza ajunge acasă, unde pregătirile pentru marele eveniment erau în toi. Aici face 3 fotografii cu sătenii săi îmbrăcați în costume naționale, cu un steag mare tricolor și o pânză pe care erau cusute în cele 3 culori naționale, Galtiu, Trăiască Unirea și România Mare. Tânărul patriot român, fotograful Samuilă Mârza, pleacă la Marea Adunare de la Alba Iulia împreună cu delegația satului, însoțit de bicicletă pe care ducea aparatul fotografic, trepiedul și geanta cu clișeele pe sticlă. În mijlocul momentelor de euforie, Samuilă Mârza a imortalizat pe episcopii Miron Cristea și Iuliu Hosu și alți delegați, citindu-și discursurile, alte cadre cuprinzând lumea și cadrele militare prezente la eveniment. Fotografului Mârza nu îi este însă permisă intrarea în sală pentru a surprinde pe plăcile sale fotografice semnarea istoricului act, astfel el rămânând pe platoul cetății, unde a realizat cele 6 fotografii de la Marea Unire, acestea fiind singurele izvoare fotografice ale zilei de 1 decembrie 1918. Fotografiile sale unice de valoare istorică au fost preluate în manualele școlare, lucrări istorice și alte publicații. Fotografiile istorice realizate de Samuilă Mârza, precum și aparatul său de fotografiat, se găsesc în colecțiile Muzeului Unirii din Alba Iulia. Samuilă Mârza a continuat să fotografieze evenimente și manifestări naționale importante din Transilvania, cu personalități ale vremii, monumente istorice, locuitori din Transilvania.
Așadar, acestui om simplu, noi, românii, îi datorăm un loc pe veci între figurile marcante ale istoriei pentru contribuția lui la imortalizarea evenimentului ce pecetluia unirea pe veci a tuturor românilor într-un singur stat măreț.